Doina Pârcălabu, vă spuneam, este în direct cu noi acum. Totuși, 500 de lei, iertați-mă pentru niște oameni care probabil au contribuit 30 sau 40 de ani, e ușor jenant. Bună ziua! Da, este mai ales când vine din exprimările unui ministru al muncii, care ar trebui să aibă grijă de veniturile populației, implicit de veniturile pensionarilor care își pun speranța ca singură sursă de venit în pensie. De aceea a venit cu astfel de declarații, ar fi trebuit să urmeze la aceste declarații un set de măsuri care să vină și să spună da, vom mări pensiile pentru că, iată, inflația va eroda puterea de cumpărare a românilor și atunci noi venim și vom mări aceste venituri. Dar ce să constatăm? Constatăm că pensiile nu au fost majorate, așa cum spunea și legea veche și legea nouă, iar de fiecare dată ni se arată sau li se arată pensionarilor deficitul. Ei nu sunt vinovați de existența acestui deficit. Exact. Aceasta este menirea celor care își asumă să guverneze, să găsească soluții astfel încât să nu vină cu explicații în fața românilor, ci să vină cu soluții și să le acorde drepturile cuvenite pentru un trai decent. Ori ceea ce se vorbește în mod repetat despre acel boom demografic, acum să știți că lucrurile acestea sunt cunoscute și ele au fost avute în vedere de-a lungul timpului, nu este acum o constatare pe care au făcut-o cei care se află astăzi la guvern. Ori lucrurile acestea au fost avute în vedere atunci când s-a croit sistemul de pensii din România. Ceea ce noi vedem în fiecare zi că puterea de cumpărare a pensionarilor este scăzută, uitându-ne la inflația care a crescut, uitându-ne la prețurile din supermarket motivate de pandemie, dar să nu uităm că aceste prețuri nu vor da înapoi, ele probabil vor urma o tendință crescătoare, ceea ce îngrijorează pensionarii ale căror venituri au fost păstrate la același nivel și în continuare nu se văd raze de speranță că se va reveni cu o măsură în sensul remedierii acestor măsuri de stopare a creșterii pensiilor. Oriceea ce am văzut prin Planul Național, prin acel proiect al Planului Național de Redresare și Reziliență, o propunere care este pe primele puncte. Știți că noi discutăm cât discutăm despre toate proiectele astea, dar în realitate cred că oamenii ar vrea să știe și că banii pe care, cu care contribuie în perioada asta sunt într-un loc cât de cât sigur. Mulțumesc foarte mult pentru acest comentariu. În ce condiții plecăm în străinătate?